Salutare! Vi-l prezint pe Dragoș. Salut! Suntem dependenți de... electronică. Și trotinete, în primul rând. O să vă prezentăm astăzi un aparat. Multimetru cu clemă. Putem măsura amperii pentru trotinete sau orice necesită un consum foarte mare. Nu este un aparat mic, măsoară doar amperii de mare capacitate. O să verificăm, în cazul de față, puterea maximă a motorului și ce descărcare de curent avem pe controller. Și cât încarcă încărcătorul. Exact, și cu ce curent bagă alimentatorul în baterie. Să dăm drumul la test. Avantajul acestui aparat e că nu trebuie să tăiem firele sau să decupăm instalația sau să o dezizolăm ca să verificăm. Putem pune doar pe un singur fir, deci ori plus, ori minus. Hai să verificăm cu cât încarcă alimentatorul. Da, dar cum se conectează aparatul la fire? Păi vedem acum. E wireless? E wireless, da. Asta e un mare avantaj, nu te încabruri. Nu te încabruri, da. Bun, deci pentru asta băgăm alimentatorul în priză, îl conectăm la portul de încărcare. Și acum luăm unul dintre cabluri care încarcă asta, bateria, deci, da? Să luăm cel pozitiv, ori negativ, ori pozitiv, nu contează. Și ne arată... Deci, da. Cablul se bagă în bucla aparatului, cum ar veni. Și ne arată cu cât încarcă. Deci, în momentul de față, vedem că alimentatorul încarcă bateria cu 1,9 amperi. Dacă ne uităm pe alimentator, producătorul spune că acest alimentator încarcă cu 2 amperi. Ceea ce e relativ... E acceptabil. Bine, da. E într-o mașină. 1,9. În funcție și de baterie. Dacă bateria e încărcată, o să bage mai puține amperi. Acum să vedem controllerul, să vedem ce putere de descărcare are controllerul, pe care scrie 25 de amperi. Deci, practic, noi testăm dacă acest controller minte sau spune adevărul. Îl punem pe unul din fire, nu contează care. Trebuie să avem motorul în sarcină ca să vedem exact puterea maximă de descărcare a controllerului. Și asta necesită să acționăm frâna. Dar majoritatea trotinetelor au senzorul de frână încorporat și nu o să ne lase. Noi l-am dezactivat ca să putem face testul. Adică să putem acționa frâna mecanică fără să fie acționată exact, și frâna electrică. Ca să detecteze trotineta că e în sarcină și să... Bun. Să crească curent. Deci, pornim motorul. În gol se observă un consum foarte mic. 7 sau 1? E 7 aici. 7-8 oscilează. 7-8. 0-8. Bun. Iar în sarcină? Iar în sarcină vedem acum cum asta o să crească. Înseamnă că lăsăm motorul turnat la... Ia că o să fac un hold la valoarea maximă. Gata. Deci am avut 25,3. 0,25,3. 0,25, da, nu, e 25,3. 25. Deci asta înseamnă că controlul acesta a băgat 25,3 ampere, a descărcat 25. Exact cât, scrie pe el. Cât scrie. Așa putem verifica exact puterea maximă a motorului. Înmulțim cei 25,3 ampere cu 54,6 tensiunea maximă în baterie. 54,6. Da. Ori 25,3. 2300. 1381. Da. 1381 de wați, asta este puterea în peak power pentru această trotinetă. Ceea ce e bine. E bine, având în vedere că roțile sunt de 8 inci, asta înseamnă un cuplu și mai mare. Dacă punem aici 60 de volți și curentul de descărcare 45. Da. Atunci, puterea maximă a motorului, să zicem că aici contează mai puțin, să zicem 2000, dar nu contează. Asta este puterea maximă, așa cum se vede, nu depinde de motor. Puterea maximă a motorului depinde de tensiunea bateriei și intensitatea de descărcare a controlului. Deci, dacă am o baterie de 60 de volți, 60 de volți se încarcă maxim. 67,2. Deci tensiunea maximă o să fie 67,2, ori intensitatea controlului 45. 3024. Deci, un motor de 2000 de wați, da? Chiar dacă eu pe trotinetă am 2000 de wați, în peak power ajunge la 3024. Dacă avem două motoare,
6050. Exact. Și dacă e motorul de 1600, cum e la majoritatea? Tot aici ajung. Tot atât. Este un peak power. Că mulți am văzut că scriu pe trotinete între 1600 și 3000 de W. Pentru că nu știu cum calculează. Și de ce puterea maximă variază? Curentul de descărcare este același. Cu cât îmi descarcă, controlul este același. Dar mie tensiunea maximă îmi variază. Pentru că ăsta este tensiunea maximă. Așa cum se vede când e bateria încărcată. Exact. Eu cu cât merg mai mult, tensiunea îmi scade. Exact. Și atunci automat și puterea îmi scade. Cel mai bine ca să-ți menții bateria în stare cât mai bună este să-ți încarci cât mai des trotineta. E cea mai mare greșeală când o lași. Să merg cu bateria aproape de descărcare. Nu. Am făcut un drum, am ajuns acasă, îmi pun bateria la încărcat. Nu zic, mai merg și mâine cu ea. E una dintre cele mai mari greșeli. Pe care o faci în fiecare zi cu zi. Eu am avut o trotinetă, un cult, pe care am folosit-o 2 ani și ceva. I-am dat bateria lui Shah de a verificat-o și mi-a zis, Cosmine, bateria asta îmi indică ca și când ar fi nouă. Bă. Vorbesc serios. Deci după 2 ani. După 2 ani. De ce? Pentru bine, că contează și acasă, abuzurile. Eu ajungeam acasă să o puneam la încărcat. Contează și abuzurile. Pe la mea m-a lăsat de vreo 4 ori, am dus-o pe 0. Deci am mers de la 60 de volți, am mers cu 46 de volți. Deci sfatul este dacă vrei să ai o baterie bine întreținută să o încarci cât mai des. Pentru că bateria cu litiu nu are memorie, ca în cazul celor cu nichel, unde acolo era recomandat ca să încarci, de tot. Să încarci bateria complet și să o descarci complet. Aici bateriile cu litiu nu au memorie. Prost! Dragoș, te mai așteptăm pe la noi? Mai vin, sigur. Dacă ți-a plăcut, dacă nu ți-a plăcut, nu mai veni. Vin, da. Pune pe grup.